familie bună. Iubiți frați și surori și toți care suntem aici în seara zi acesteia, am vrea să-L binecuvântăm pe Dumnezeu care ne-a binecuvântat și a fost de partea noastră. Dumnezeu a binecuvântat călătoria fraților de la București cu trupul neînsuflețit al lui Daniela și a ajuns aici în casă unde și-a petrecut copilăria, unde a fost alintată de brațele mamei, unde s-a rugat cu ceilalți copii și fiindcă Dumnezeu a binecuvântat călătoria aceasta, astăzi, în seara aceasta, trupul neînsuflețit alintat aici în casă, noi vrem să facem o rugăciune pentru ca Domnul să mângâie familia, Amin. Domnul să mărbătează familia și apoi, în urmă rugăciune, fată de ghiță, va avea un cuvânt de mângâiere, va citi un cuvânt de Sfânt în Evanghelie și dorim ca Domnul să-L binecuvântează. Amin. Ne plecăm capetele și pe fratele Ion, ne rugăm Domnul. Suntem aici, în casa aceasta de jale, așa cum o numește Sfânta Scriptură. Și noi, cei care suntem frați, cuvântul Tău ne învață să plângem cu cei ce plâng. Am venit aici să fim alături de fratele Dan, de sora Ana, de copiii aceștia, frații lui Daniela. Dar, Doamne Dumnezeule, cuvântul Tău ne mai spune să Te binecuvântăm în orice vreme, chiar dacă norii negri au venit peste casa aceasta, peste biserica noastră, peste tinerile din adunare, peste tinerile din adunare, noi în seara aceasta Te binecuvântăm pe Tine. Te laudăm și Te slăvim că ești Dumnezeu și la porunca Ta se primește și se fac toate lucrurile. Tu poruncești să vină nașterea și se nasc oamenii pe pământ. Și Tu poruncești întoarcerea lor în țărână, că ești Dumnezeu, slăvit să fie numele Tău. Acum veniți aici, vrem să-ți mulțumim că ai binecuvântat frații noștri și au putut aduce trupul nesufețit al lui sora Daniela până în cortul ne-a crescut. Îți mulțumim pentru aceasta. Dar dorim să binecuvintez familia aceasta. Amin. Ceea ce schimbi între starea bucuriei nu e altul decât Dumnezeul care noi slujim. Și te rugăm în seara aceasta, binecuvântă-L pe fratele Dan. Te rugăm. Binecuvântă-L pe sora Ana. Te rugăm, Doamne. Binecuvântă copiii aceștia. Așa te rugăm, Doamne. Dacă Daniel a spus că e gata să plece la Tine, dar avea dorința întâi să vină în casă, să se întâlnească cu frații ei. Tu n-ai împlinit dorința aceasta ei, dar știm că într-o zi minunată, când vei veni pe nori de slavă, să-ți duci acasă mireasa și porumbița. Frații, surorile Daniela se vor întâlni acolo în cer cu ea. Și noi toți dinpreună, te rog, ajută-ne până atunci și binecuvântă-ne. Dă-ne putere să te slujim, să te binecuvântăm pe Tine. Încă o dată lasă binecuvântarea peste familia aceasta, peste cortul acesta. Încredință în familia aceasta, în brațul Tău. Te lăudăm și Te slăvim. Amin. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică, și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Ne-i greșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Dar suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți
fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Amin. Dragi părinți, Daniel și Ana, iubiți frați și surori de corp ai Danielei, care în seara aceasta priviți cu resemnare și înconjurați sicriul, chiar și momentele cele mai grele din viață, când norii întristării coboară peste familiile noastre, noi avem datoria să-L slăvim pe Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că am avut posibilitatea să o vizitez pe Daniela în spitalul din Irlanda, cu puțin timp în urmă. Am citit pe fața ei seninătate și pace. Au recunoscut-o și medicii care s-au ocupat de ea în perioada aceasta destul de lungă. Am înțeles din ceea ce ne spunea pe drum venind de la București Daniel că și-a exprimat o dorință pe care Dumnezeu i-a împlinit-o. Daniela spunea că ar vrea să ajungă acasă. Iubiți părinți, frați și surori care ați venit în locul acesta, e adevărat, Daniela a avut o casă părintească unde a crescut, unde a fost supravegheată atent de părinții ei. I-a avut o casă a trupului ei care a pus-o la dispoziția lui Dumnezeu. Dumnezeu a pregătit-o pentru momentul plecării. Am înțeles că a fost botezată cu Duhul Sfânt, dar vreau să vă spun că ea a mai avut o casă. O casă unde a adus-o Domnul Iisus. Aceea este adevărata casă. Aici privegim departe, dar acasă la Domnul este mult mai bine. Dacă în aceste momente, poate pentru câteva momente, s-ar deschide cerul, poate Daniela ar spune părinților, ar spune lui Daniel, ar spune Anei, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă mulțumesc pentru efortul care l-ați făcut, dar în locul acesta unde am ajuns, nu mai este boală, nu mai este suferință, nu mai este necaz. Ce putem face noi ca și slujitori? Și toți care am venit în seara aceasta este să fim alături de voi, să plângem alături de voi, pentru că suntem pe un pământ al lacrimilor. Dar să nu vi se tulbure inima. Daniela a ajuns acasă. Daniela a ajuns acasă. Și casa ei este mult mai frumoasă decât ceea ce a avut aici pe pământul acesta. Rămâne dar să-L slujim pe Domnul cu credincioșie. Amin. Și împreună cu familiile noastre, cu copiii noștri, să rămânem aproape de Domnul, pentru ca la sfârșit de călătorie să ajungem și noi în casa aceasta veșnică, unde nu ne vom mai despărți niciodată. Domnul să vă mânghie, să vă întărească, să vă sprijinească în zilele acestea grele prin care treceți. Domnul ca un păstor bun să vă ia de mână.